O frumoasă vorbă românească spunea cândva că meseria este brățară de aur. Astăzi, înțelesul acestei vorbe sau al acestui proverb românesc este pe alocuri contrazis de realitate. Vremurile pe care le trăim arată că poți să ai brățară de aur fără să practici vreo meserie. Dar asta e altă poveste. Povestea de astăzi scoate la iveală câteva vorbe care ne-au rămas din anumite meserii sau ocupații. Iată de pildă expresii care trimit la militărie, a coborâ militaria sau armata din pod, adică a deveni sever. Dar nu putem să nu ne întrebăm de ce din pod. Podul casei este locul unde se păstrează lucrurile de care, pentru moment, nu avem nevoie. Prin urmare, când cineva spune că va coborâ armata din pod, se referă la faptul că, până la un moment dat, a fost tolerant, nu a avut nevoie de armată, dar e cazul să fie mai sever. Alte expresii din același domeniu, a fi la comanda cuiva, a fi ori a face drepți în fața cuiva, înseamnă a asculta orbește de cineva. A bate pe cineva cu propriile arme, adică a te folosi de slăbiciunea adversarului. A face stânga împrejur înseamnă a pleca repede. A fi sub drapel înseamnă a face parte dintr-un anumit grup. A pune în gardă înseamnă a preveni, a anunța. A sta de strajă înseamnă a păzi. A fi de partea cealaltă a baricadei, a fi în contradicție cu cineva sau ceva. Și a da la reformă înseamnă a înlătura echipamentul învechit, uneori chiar oamenii care nu mai corespund noilor cerințe. Domeniul transporturilor este la fel de generos în privința furnizării de expresii. Din domeniul feroviar, de exemplu, au pătruns în limbajul comun următoarele vorbe. A schimba macazul, adică aș schimba atitudinea față de cineva, aș schimba concepțiile. A deraia înseamnă a vorbi pe lângă subiect. A avea cale sau undă verde înseamnă a-i se permite. A merge ca trenul, a merge foarte repede. A pierde trenul înseamnă a rata o șansă. A face ca trenul înseamnă a țipa, a striga sau a face gălăgie. Câteva expresii provin și din transportul rutier. Toată lumea știe că a rămâne în pană de ceva înseamnă că ești într-o situație neplăcută generată de o lipsă. Dimpotrivă, când îți merge ca pe roate, înseamnă că toate îți sunt favorabile. Meserii făcute de români sunt numeroase, la fel ca și vorbele lor. Observând multitudinea de expresii provenite din meserii, din orice fel de muncă, așadar, putem trage două concluzii. Fie că suntem un popor vorbăreț, fie că suntem un popor muncitor. Pentru oricare din cele două aspecte am opta, e bine să nu pierdem din vedere vorbele lui Eminescu. Bogăția unui popor nu stă în bani, ci în muncă. Rubrica de astăzi se încheie aici. Sunt Eugenia Drișcu, numai bine!